Despre opoziție discutăm acum, după europarlamentare, tot în ipoteza asta discutăm. Vedeți posibilă o alianță cu PNL-ul domnului Antonescu? Pentru că am văzut că ați avut, să zic așa, niște mâini întinse liberalilor și acum, discutând despre acțiunile din opoziție. Da, păi noi suntem la autoritate de partid de opoziție și am și spus, noi vom vedea textul, dacă vor veni cu ea, dacă trebuie la capitolul povești, PNL-ul, al unei eventuale moțiuni de cenzură, ne vom aduce contribuția, dacă sunt de acord, vom semna moțiunea, dacă nu sunt de acord, nu vom semna, dar vom vota împotriva guvernului PSD, ca să ne înțelegem bine. Adică noi de aceea am și fost mirați că ei nu au fost de acord să ne susțină o moțiune de cenzură când și-a asumat Ponta răspunderea. Că nu s-ar fi numărat, ca să spun așa, și ar fi putut depune o moțiune de cenzură și acum pe fiscalitate sau pe ce doresc ei să o depună. Alianțe? Alianțe nu, decât după prezidențiale. Dar după prezidențiale, în perspectiva alegerilor generale, da. Alianțe cu PNL, așadar, vedeți, alianțe cu PNL, după alegerile prezidențiale. Asta nu înseamnă că nu cred că vom găsi atâtea responsabilitate din partea noastră, liberalilor și altora, să susținem în cele din urmă un singur candidat al dreptei la prezidențiale. Ați vorbit în timpul discuției online cu cititorii Hot News despre refacerea alianței, da. La asta v-ați gândit? La asta m-am gândit, după alegerile prezidențiale, la asta m-am gândit, în perspectiva anului electoral 2016, dacă atunci vor avea loc alegeri generale. Dar de ce nu înainte? De ce nu după europarlamentare? Lucrurile făcute pe picior nu rezistă. Dacă noi am fi avut timp să 2 ani de zile să promovăm ARD-ul, altfel ar fi stat lucrurile. Partidul Democrat Liberal are experiența lucrurilor bine făcute. În 2 ani de zile am construit dreptate și adevăr. Sigur că am merge mai repede acum, că am arde anumiți pași. Avem și alianța fuziunilor bine gândite. Partidul Democrat cu Partidul Liberal Democrat. Dar să facem 2 ore o alianță pe picior, nu merge. Vă gândiți și la o eventuală fuziune cu liberalii după prezidențiale? Nu după prezidențiale, dar după alegerile generale din 2016 mă gândesc și cred că vor fi în stare colegii mei care vor conduce partidul atunci, după 2016, după viitoarele alegeri generale, pentru că am spus că este ultima convenție la care candidez, să facă împreună cu liberalii și cu cine mai dorești, desigur, un mare partid de centru-dreapta care să se opună cu succes socialiștilor care încă 2 legislaturi vor obține voturile ușor. Și asta pentru prin fuziune. Nu poți face decât prin fuziune un partid. Alianță pentru alegerile generale, iar după alegerile generale 2017-2018, cu cât mai repede, cu atât mai bine, o fuziune. Cu domnul Crin Antonescu în vârful PNL, vedeți posibil asta? Domnul Crin Antonescu nu mai va fi în vârful PNL-ului în nicio situație în 2016, în 2015. De ce? Păi dacă ajunge la Cotroceni, nu cred că va ajunge nici măcar în turul 2, nu va mai fi, iar dacă pierde, nu va mai fi. Cum vi se pare liderul PNL acum în opoziție? S-a schimbat? E credibil? Că s-a schimbat este adevărat. Că are un discurs politic de opoziție, da, este adevărat, dar că partidul domniei sale este într-o tot în opoziție, nu. De ce? Nu vi se pare că e într-o tot pentru în că în teritoriu este aproape peste tot la putere. Deci cu PSD. Cu PSD-ul. Dar nu că este în structura administrației publice locale. Pentru că acolo se fac majorități. Se pot gestiona o comună, un oraș, un județ, sigur că se fac majorități. Dar are încă în foarte multe județe prefecți, subprefecți, peste tot directori de concentrate. Deci este la putere. La puterea cum poate un prefect, vă întreb eu și eu pe dumneavoastră, în concepția domnului Dragnea, ați văzut numai declarațiile de ieri și de astăzi, că un prefect PNL să susțină o putere PSD, decât dacă sunt împreună. Dumneavoastră vă mai vedeți președintele PNL în 2016, când partidul va merge la parlamentare. Vă doriți să mai fiți? Da, și îl voi duce spre victorie. Vă conduce partidul spre victorie la alegerile din 2016. Dar în 2017, la convenție, nu va mai candida. L-am întrebat și pe domnul Antonescu pe cine ar vedea succesor, a spus Iohannis, fără să ezite prea mult. Vă întreb și pe dumneavoastră pe cine ați vedea succesor în PDL. Vedeți, eu văd altfel lucrurile decât domnul Antonescu. Partidul nu este al meu, nu este proprietatea mea. Deci nu-l pot să las moștenire cuiva,
cel care va conduce partidul va trebui să câștige votul Convenției Naționale. Vă întreb altfel, cine se profilează cu anvergură, cu portanță de lider de partid? Videanu, Boc, Predoiu? O să-l mulți în partid. Sunt mulți în partid. Toți președinții de partid răspund așa. Ia-și de dreptăți. Uitați-vă doar la cei 5 prim vicepreședinți, la vicepreședinți. Deci sunt mulți. Apropo de domnul Boc, credeți că în campania pentru europarlamentare va trage pentru PDL sau pentru PMP? La mitingul de la Cluj a ales să vină la București la o ședință a Mișcării Populare. Așa a fost, dar săptămâna trecută a declarat că îl va sprijini pe domnul Buda, care candidează pe lista Partidului Democrat Liberal. Deci înseamnă că va sprijini Partidul Democrat Liberal, domnul Buda fiind pe un loc eligibil, 5. Apropo de asta, pe domnul Buda l-a spus pe locul eligibil 5, după ce la mitingul de la Cluj, cred că l-ați anunțat pe domnul Lareș Niculescu pe poziția 5. El era așa a favorit. Fost, dar schimbarea nu aparține regiunii Nord-Vest. Chiar în ziua respectivă, deci după meeting, au avut loc o ședință a reprezentanților, pentru că erau mulți. Erau toți acolo. Au fost 25.000 de oameni. Am avut cel mai mare meeting organizat de noi în ultimii ani, depășit doar de meetingul de la Iași, din 2007, când am fost peste 50.000 să susținem pe domnul președinte Traian Băsescu. Și ei au decis ca să meargă cu, să zic așa, cu original, adică cu președintele organizației. Cam in extremis decizia și o privesc cu un pic de suspiciune. Aud că ați fi procedat așa pentru a-l determina pe domnul Emil Boc să tragă în campanie pentru PDL. Nu mi-a aparținut această decizie. Și vă spun cu una pe inimă. Această propunere a venit din partea șefilor organizației de acolo. Domnul Oltean, domnul Lucian Bode, președintele de la Bihor, Mureșan de la Sibiu, Mircea Man de la Maramureș, iar singurul nehotărât în momentul ăla, pentru că nu avusese discuția cu domnul Bode, era domnul Buda. Erau 5-1. Eu am participat la discuție, dar nu mi-a spus punctul de vedere. Am spus, domnule, cu ce hotărâți, cu aia mergem, pentru că este dreptul regiunii dumneavoastră. Sunteți cea mai puternică regiune din punctul de vedere electoral a Partidului Democrat Liberal. Ce spunem, aia facem. Numai să nu aibăm probleme de alte naturi. Și sunteți convins că domnul Boc va trage pentru PDL, nu pentru PMP? Absolut, da. Îi vedeți viitorul în partid, în PDL, domnului Boc? Eu, da. Dânsul? Asta va trebui să-l trebuiască pe dânsul. Din ce știți, dumneavoastră? Nu cred că putem să punem egal între domnul Boc și domnul Tăriceanu. După ce ai fost președintele unui partid, premierul lui, chiar dacă la un moment dat nu te împaci cu conducerea partidului tău, nu poți să-l părăsești. Deci nu credeți că îl va părăsi. Nu cred. Candidatul de pe locul 5 a fost desemnat destul de târziu. Multă vreme nu se știa. Și când ați anunțat lista de europarlamentari, erau 4, locul 5 nu era anunțat. Am văzut o speculație atunci, cum că v-ar fi cerut Traian Băsescu să o puneți pe Elena Băsescu pe un loc eligibil. Nu, nici gând. Deci niciodată nu Traian Băsescu, Elena Băsescu nu și-a exprimat dorința de a candida. Noi am avut procedurile inițiate încă din vara anului 2013 de la Baia Mare, în august. Și ar fi avut tot timpul să-și depună o astfel de cerere de candidatură la organizația ei, așa cum a făcut fiecare. Și Monica a mers la sectorul 1 și a depus candidatura, domnul Storojan la Dâmbovița și așa mai departe. Sunt proceduri interne în partid. Deci nu poți să vii în ziua X și să îți depui candidatura. Ultima întrebare de care nu scăpați niciodată, de fapt. Ce relații mai aveți cu ginerele dumneavoastră care încheie contracte cu statul și e criticat? A încheiat, sper să nu mai încheie contracte cu statul. L-ați mai primit în casă? Că ziceați că Nu. Trebuie să recunosc că la decesul părintelui meu a fost și sunt momente în viață în care treci peste orice, pentru că, până la urmă, creștini suntem, suntem în săptămâna mare și de aceea le-aș dori celor doi oameni, principal oameni din stat, măcar săptămâna asta, să se comportă un pic mai altfel, să lase deoparte injuriile și amenințările cu pușcăria că nu fac bine românilor. Da, de ce ați adoptat atitudinea asta așa radicală?
până la urmă. Pentru că, vedeți, și extrem, a scos într-o extremă greu de crezut de public. Se uită publicul la dumneavoastră și o să spună, domne, chiar așa s-a certat cu ginerele din cauza contractului. Cum a fost șarta, a fost două discuții elegante și care au fost fără rezultat. Pentru că i-am spus, băi, nimeni nu mă crede că eu, fiind fost ministru de interne și fost ministru al dezvătării, deci am avut funcții publice, nimeni nu crede că tu îți obții cinstit ceea ce se întâmplă. Nu vreau să iau apărarea prin licitații contractele. De multe ori, bun, nu vreau să-l apăr, dar este subfurnizor de cele mai multe ori, deci măcar nu participă la licitații. Da? În sfârșit, este cererile mele. Și am spus, am o rugăminte. Încearcă, atât timp cât fac eu politică activă, să nu mai orientează spre alte zone, spre zonele private atunci când ai activitate de un anumit fel, pentru că nu poți să interzic să aibă activități private, să lucreze la stat. Aș merge în partea aia, dacă lucrează la stat, ce știe ce funcție ar avea și iar ar fi spus cineva că mi se datorează. Și de aceea am spus, despre asta este vorba. Ei sunt, tineretul de astăzi este, nu are răbdare, nu mai este cum eram noi la un moment dat, adică pas cu pas sunt mai, eu știu, mai... Și n-a fost de acord. Păi a fost de acord. La urmă, fiecare cum este crescut. Nu mi-a fost clar niciodată cu ginele dumneavoastră, dacă nu mă înșele de formație stomatolog, medic, a ajuns să facă o pasiune pentru firme de pază. Asta nu mi-a fost clar. Nu, are activități și în zona asta, deci legată de meseria lui. Cu tot ce înseamnă centri de dializă, lucruri care se leagă de sănătate. Au și astfel de activități. Deci este treaba lor.